O să fac astăzi o rețetă de post cu cartofi și cu legume. Și aici am 5 cartofi fierți. Am un dovlecel tăiat așa în cubulețe mici, un morcov, un ardei, o ceapă, am pătrunjel. Aici am cam o linguriță de praf de copt, 4 linguri de făină, puneți de care vreți, de care folosesc voi, și am boia, chimion, sare și piper. Și am aici o linguriță de chia, care am pus-o să se hidrateze acum. Cum nu folosesc ou, este bun, leagă mai bine. Și o să pun toate, o să pun ceapa și toate legumele la foc să se moaie așa încet cu un pic de ulei în tigaie și cartofii o să-i bat, o să-i fac așa ca pentru piure. Am aici chestia asta și după aia vă arăt în continuare. Și ia uitați, am pregătit așa cartofii cu făina și cu pătrunjelul și cu condimentele. Aici am legumile făcute așa bine și o să tai jumătate din asta așa și o să pun aici în tava asta. Am pus ulei, un pic de ulei de măsline și o să împart, am împărțit în două, pun în mijloc legumile, o parte jos, una deasupra și la cuptor 180 de grade, o jumătate de oră. Și ia uitați-vă, așa arată după ce am pus. Am schimbat în altă tavă un pic mai mare, că mi s-a părut cam prea gros. Și o lăsăm 30 de minute la 180 de grade. Și uitați-vă cum mi-a rămas. Nu, ziceți-i cum vreți. Plăcintă cu cartofi, chec de cartofi, rețetă cu cartofi și legume.